După ce au primit aprecieri de la toată lumea, inclusiv de la Igor Levitin, șeful forului european de tenis de masă, oficialii FRTM s-au decis. România vrea să organizeze un campionat mondial. Anunțul a fost făcut de președintele Cristinel Romanescu. Vrem să ridicăm și acolo nivelul, să arătăm tuturor celorlalți care au mai organizat un campionat mondial că e posibil să organizezi din ce în ce mai bine. Ne dorim mult lucrul ăsta, vrem să arătăm că suntem o forță nu neapărat doar ca și echipă în tenis de masă, în sport, suntem o forță chiar și în organizare. Doar cuvinte de laudă a avut și șeful forului european Igor Levitin. Eu сказать, что организовано на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить всех, кто сделал этот чемпионат. Это был лучший чемпионат Европы. Cluj-Napoca a fost gazda campionatului european pe echipe. La feminin s-a impus Germania, care a învins România, deținătoarea ultimelor două titluri continentale. La masculin, aurul a revenit tot Germaniei, campioana europeană în titlu, care a trecut în finală de Rusia.